sus, sub strașină, este reprezentat cerul cu îngerii și semnele zodiacului, cu chipul lui Dumnezeu Tatăl. Sfinții ajunși primii la poarta raiului strălucesc cu nimburile lor de aur. Judecata de apoi de la Voroneț se armonizează cu forma fațadei vestice, precum și cu întreaga ambianță a locului. În interior, după ce străbatem pridvorul adăugat în 1547, iar apoi pronaosul și naosul care datează din 1488, ajungem în fața tabloului votiv care îl înfățișează pe Ștefan cel Mare cu doamna Voichița și copiilor. În apropierea ferestrei cu elemente de influență gotică, se află o scenă solemnă cu Iisus Hristos între Fecioara Maria și Ioan Botezătorul. Peretele de miază noapte, cel mai expus la viscole, a păstrat puține imagini. Printre ele sunt vămile văzduhului și rămășițe ale unor fresce ornamentale aflate alături de discuri smălțuite cu figuri fantastice care decorau biserica înaintea frescelor. În anii domniei lui Alexandru cel Bun, moaștele Sfântului Ioan cel Nou a fost aduse la Suceava, unde se află și astăzi. În ceasul amurgului, cele 5 secole de existență a bisericii de la Voroneț se contopesc pentru noi într-un simbol al permanenței, al statorniciei. Mai zăbovim în preajma frescelor sfinte, purtându-ne gândul peste vremuri la cei maestri inspirați care le-au creat.